bine ați venit la o nouă aventură alături de mine. M-am trezit la 5:30 și am pregătit deja bagajul. Bicicleta este pregătită. Bineînțeles, nu aceasta este bicicleta, ci aceasta. Astăzi vom merge cu o bicicletă electrică, deoarece are mai multă capacitate. Hai să vedem câți kilometri putem face. 174 de kilometri. Suspensie doar pe față. Și o să vă dau imediat detalii despre traseu. Este încă întuneric afară. Nu e niciodată prea devreme pentru o nouă aventură. Este ora 7. Și suntem în 2 februarie 2024. O oră mai târziu sunt încă pe drum. Am ajuns în Pucioasa. Deja se văd munții. Am ales să merg la Moroieni și să las mașina acolo, după care mi-am planificat un traseu de 50 și ceva de kilometri cu bicicleta. O să găsiți mai multe detalii despre traseu în descriere, bineînțeles. Puteam ajunge la Moroieni și pe DN1 prin Sinaia, dar am ales să merg pe DN71, Târgoviște, Alinoasa, Pucioasa, Moroieni. Acesta este drumul național 71, care vine de la Târgoviște și merge către Sinaia. Iar aici, la această intersecție, avem indicator către mănăstirea Sfântului Ioan Iacob și vis-a-vis aceste panouri, dar și indicatoare turistice către Cabana Bolboci, Cabana Brătei, vârful Leota. Spre Domnul toate puterile Lui, sluncile Lui care faceți voia Lui. Binecuvânta spre Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu spre Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, și acum și pururea și în vecii vecilor. Am stat un pic și la slujbă. Foarte frumoasă slujba. Foarte frumos și peisajul de aici. Iar aceasta este curtea mănăstirii. Frumoase și dumnezească sămânța unei credințe aruncă. Fericiți vesei când vă rog. Aici la mănăstire și acum începem pregătirea pentru traseu. Echipat complet și bicicleta pregătită de acțiune. De ce am ales bicicleta? Deoarece este prea frig pentru motocicletă, este prea lung pentru monociclu și prea greu pentru bicicletă normală. Astfel am ales de data aceasta o bicicletă electrică, are o baterie de 625W. Îmi oferă un range de 120-150 de kilometri pe modul Eco. Și iată că a pornit la drum de aici, de la mănăstire,
să vedem cam câți kilometri vor fi dus întors. Eu mă aștept undeva la maximum 55 de kilometri. Și am mers pe drumul către Dobrești. Am ajuns la această intersecție cu complexul Căprioara. Și se pare că de aici vom avea drum forestier. M-am întâlnit cu un localnic care m-a avertizat în privința urșilor și altor animale periculoase din zonă. Fără să specifice tipul animalelor, mi-a spus să fiu foarte grijuliu. I-am spus că am petarde la mine în caz că mă întâlnesc cu un urs și am și un briceag în caz că vreau să-l mănânc. Am găsit și un indicator care ne spune că la vară trebuie să venim aici neapărat cu motocicletă. Cred că de aici încolo drumul va fi acoperit în întregime de zăpadă. Nu se simte foarte frig, spre deosebire de ieșirea de săptămâna trecută, unde au fost permanent minus 8, minus 10 grade. Acum cred că sunt undeva la minus 2. Eu voi merge pe aici, către Dobrești. Este foarte frumos cu bicicleta pe zăpadă, este puțin periculos. Bicicleta se comportă bine. Iată că am ajuns în sfârșit la hidrocentrala Dobrești și barajul Dobrești. Iar acesta este lacul de acumulare format din râul Brătei și râul Ialomita. Acela a fost barajul, aceasta este hidrocentrala. Parcul natural Bucegi, rezervația naturală Orzea Zănoaga. Cheile Orzei sunt în direcția aceea. Spre cabana Scropoasa, 2 ore 30 de minute. Nu se poate cu bicicleta. Ia uite ce scrie aici. Interzis accesul cu mijloace motorizate și biciclete în afara drumurilor publice. Iată că am trecut prin mijlocul
hidrocentralei Dobrești, iar aceasta este tabăra Vânătorul. Hai să vedem dacă mai este ceva aici. Uite, un teren de sport modernizat. Bun venit în tabăra Vânătorului. Foarte tare. Aici s-a prăbușit un copac. Ia uite, apăsând acest buton, bicicleta înaintează singură. Numai că aici o lăsăm jos. Eu trec peste. Și apoi o ridic. Și continuăm la fel. Apăsăm pe plus și bicicleta merge singură înainte. S-a dovedit că pe acest drum nu putem ajunge nicăieri cu bicicleta, așadar mergem înapoi la mașină. Ursule! Ce faci, mă, ursule, mă? Oh, ești iepure, pardon, te-am confundat. Rezervația naturală, cheile și colții Brăteiului. Wow, ce frumos! Dar foarte periculos. Aici sunt frecvent alunecări de pietre și cad copaci. Pare că începe să fulguie puțin. De dimineață când am plecat de acasă, ploua. În călătoriile mele niciodată nu verific starea vremii. Traseul îl verific foarte, foarte sumar, pentru că mă axez pe aventură și pe cunoașterea locurilor noi. Merg pe drumul acesta deja de vreo 5 km și este în totalitate acoperit de zăpadă. Gândiți-vă doar cât de frumos ar fi să vii cu o mașină 4x4 și să te tragi cu sania. Am o predicție, în maximum 60 de minute o să filmez din soare. Dacă mai urc în altitudine 50 de metri, eu zic că ninge. Vom vedea. Inițial am vrut să intru în tunel fără lumină. Odată ce am văzut lumina din capătul celălalt, am considerat că nu am nevoie neapărat de lumină. Însă nu pot să merg fără să văd pe jos. Și cine știe de ce altceva mai dau pe aici. La această intersecție, unde la dreapta mergem către cariera Lespezi,
cariera de piatră. Iar înainte mergem către cabana Brătei. Rapidă. De data asta nu mai gătesc. Mai multe clipuri cu gătit atunci când o să mergem cu motocicleta la primăvară. Recunosc că era bună și puțină licoare ca data trecută. Data trecută am pățit-o. Am avut mai puțină apă la mine și nu a fost suficientă. Așa că de data aceasta mi-am luat mai mult. Mai ales că în curând voi rămâne fără baterie la bicicletă și voi depune mult mai mult efort. Toate gunoaiele și ambalajele se întorc cu mine acasă, unde vor fi reciclate corespunzător. Am și două iaurturi la mine, însă am uitat tacumurile acasă. Aș putea să folosesc căscuța asta în loc de linguriță. Am făcut un popas la o cabană extraordinară. Să vă și arăt. Aceasta este cabana Brătei, unde oamenii au fost foarte ospitalieri și m-au servit cu un vin fiert. Eram înghețat, mi-au dat și câteva informații cu privire la cazare, cu privire la mâncare, prețuri,
și trasee. Am înțeles că nu pot continua traseul cu bicicleta aici, dar voi merge înapoi la mașină, urc bicicleta în mașină și continuăm către lacul Bolboci, lacul Scropoasa cu mașina. Hai să ne uităm înăuntru în cabană. Cabana Brătei, în mijlocul pădurii și în vârful muntelui. Aici avem o sală frumoasă. Superb. Camerele sunt toate sub metru. Câte persoane puteți acomoda? Undeva la 800 cam așa de masă. La câte camere? 6 camere, 12 adulți. Foarte frumos. Cabana Brătei. Lux! Superbe camerele! Doamne, ce mare e asta! Da, asta e la 400. Superbă! Foarte frumos! Și peisaj aici! Ăla-i vârful Piatra sau cum se numește? Este spatele carierei, stânca aia. Spatele carierei. Că am văzut eu pe hartă că e un vârf acolo la 1577 de metri ceva. Da, se numește la Claie. Ia uite aici candelabru. Și celălalt în care intră? Asta e tot family și astea sunt. Deci aia e la fel, nu? Aproape. A, da, băile sunt la fel de frumoase peste tot. Foarte frumoasă cabana. Foarte, foarte frumoasă. A, deci e renovată, nu e nou-nouță. Nu e construită recent. Superb. Place foarte mult.
cabana Brătei, o cabană superbă. Am întâlnit aici un domn foarte ospitalier, pe nume Dragoș, mi-a dat numărul de telefon, iar duminică ne așteaptă la prânz. Drumul acesta înainte duce către cabana Bolboci. Acolo, la stânga, ajungem către vârful Leauta. A început deja să ningă. Iar noi ne pregătim să coborâm către mașină. Aici cred că este un ciubăr și o saună. Trebuie neapărat să venim aici să ne cazăm. Iar drumul acesta se continuă înainte încă 10-15 km. O să-l explorez la primăvară cu motocicleta. Acum ne întoarcem la mașină. Soarele este foarte puternic. Este cald și ninge. Și iată că într-un final am ajuns și la mașină. Înapoi la mănăstire. Cam asta ar fi călătoria la hidrocentrala Dobrești. Acum mergem repede către lacul Scrupoasa să vedem dacă putem ajunge și acolo. Aceasta a fost partea 1 a călătoriei mele și urmează partea 2 în care veți vedea lacul Scrupoasa, lacul Bolboci și drumul intermediar. Dacă v-au plăcut imaginile surprinse de mine, vă rog să vă abonați la canalul meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate clipurile postate. Vă mulțumesc!